Da, deseori se întâmplă că presiuni de acest gen sunt binevenite la urmă, fiindcă da, într-adevăr, ne-a forțat, ne-a motivat să facem, să ne punem creierii în mișcare, să facem creăm un alt format. Deci, într-un fel, suntem recunoscători protestatarilor pentru acest lucru și o spun asta fără, în modul cel mai sincer, fără lipsă de respect. Ca și cum suntem, într-un fel, recunoscători și Federației Rusiei pentru embargoul care ne s-a impus, că iată-ne că suntem, producem acum un fruct mult mai calitativ și... Negocierile domnului ministru Gustav la Moscova. Da, sper, îi doresc foarte mult succes acolo, da, și sperăm să redeschidem această piață pentru noi, dar s-a obținut și un efect pozitiv din acest embargo. Oricum, dacă revenim pe piața Rusiei, o să revenim cu un produs și mai calitativ.